Începând din această dimineață, șoferii din sectorul 6 al capitalei nu mai au voie să parcheze în zilele de miercuri pe bulevardul Iuliu Maniu între orele 10 și 14. Vorbim despre cel mai mare bulevard din sectorul 6, unde peste 1000 de mașini sunt parcate în fiecare noapte în acea zonă. Edirul sectorului susține că a luat această decizie pentru a putea curăța șoseaua. Șoferii care nu își vor muta autoturismele până la ora 10 dimineața vor fi amendați. În funcție de rezultatele acestui proiect pilot, primarul ia în calcul extinderea acestuia și pe alte bulevarde și străzi principale din sectorul și apoi pe străzile secundare.